Lăudat să fie Dumnezeu! Scumpii mei, permitiți-mi să citesc un pasaj scurt din Scriptură, care se constituie într-o încurajare pentru toți cei care în perioada aceasta au nevoie de încurajare. Psalmul 27 spune: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Este o întrebare care are rolul să ne conștientizeze că nu avem motive să ne temem de nimeni atâta timp cât credem din inimă că Domnul este cu noi. Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbără împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Lui și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului. Mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței, și voi cânta, voi lăuda pe Domnul. Ascultă, Doamne, glasul meu când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice: din partea Ta caută fața mea și fața Ta o caut, Doamne. Nu mi-ascunde fața Ta, nu depărta cu mânie pe robul Tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea Ta. Povățuiește-mă, Doamne, pe cărarea cea dreaptă, din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Amin. Aceasta este îmbărbătarea Domnului din cuvântul sfânt și veșnic al lui Dumnezeu pentru cei care sunt în spital și se simt amenințați de boală, de suferință, cei care sunt acasă bolnavi, cei care au nevoie de prezența și de ajutorul lui Dumnezeu într-o situație pe care noi probabil că nici nu o știm și nici nu o înțelegem. Astăzi, americanii își cinstesc eroii. Pe internet sunt poze cu soții, copii, părinți, care plâng frânți de durere în cimitir, lângă monument, lângă cruce, pentru soț, părinți sau copii care au murit pentru țară. În acord cu această sărbătoare, vă propun să-L cinstim pe marele erou, pe adevăratul erou, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pentru noi toți, pentru păcatele noastre și care L-a învins prin moartea Sa pe diavolul. Aș vrea să citesc un pasaj din Matei, capitolul 4, fiindcă astăzi vreau să vorbesc despre ispitirea Domnului de către diavolul și mai concret despre conflictul dintre priorități. Matei, capitolul 4, versetele de la 1 la 11, se constituie în pasajul numit de Cornilescu, care a tradus versiunea aceasta a Scripturilor, ispitirea lui Iisus Hristos. Haideți să ne uităm la eroul Iisus Hristos și la maniera în care L-a învins pe diavolul. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit, adică i-a fost foame. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acestora să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de jos, că este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris:
Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul a lăsat și deodată a venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Așa cum spuneam deja, astăzi vreau să vorbesc despre ispitirea Domnului. Titlul predicii mele este Conflictul priorităților. Încep prin a vă aminti că Domnul Iisus, după ce a fost botezat în râul Iordan de Ioan Botezătorul, a fost de Duhul dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Este interesant faptul că Duhul l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Vă aduc aminte de faptul că primii 30 de ani din viața Mântuitorului i-a petrecut în anonimat, într-un sat mic din nordul țării, în Nazaret, și tot ceea ce spune Scriptura despre acești 30 de ani este faptul că la vârsta de 12 ani, însoțindu-și părinții, a mers la sărbătoarea Paștelor la Ierusalim. Acolo a fost un fel de mic incident, părinții cu rudele, cu prietenii, cu toți cei din zonă, într-un grup mai mare cu care au venit, s-au întors și după ce au făcut câteva zile de drum și-au dat seama că Iisus, adolescentul de 12 ani, nu este cu ei. S-au îngrijorat, s-au întors și l-au găsit în templu. L-au întrebat, ce s-a întâmplat cu tine? De ce te-ai purtat așa? De ce n-ai venit împreună cu noi? Ne-ai speriat. Iar el, în loc de răspuns, a pus o întrebare de om mare. De ce m-ați căutat? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Nu știați că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Pentru Iisus, deși era un adolescent, era o certitudine faptul că el trebuie să fie în casa lui Dumnezeu. Priviți trei lucruri pe care le spune el. Inutilitate. Oare nu știați? Al doilea, ignoranță. Al treilea, imperativ. Nu știați că trebuie să fiu aici? Trebuie să fiu aici. Nu vi se pare ciudat că Domnul a murit de tânăr, 33 de ani? Nu vi se pare ciudat că vărul său, Ioan Botezătorul, care a avut o lucrare măreață, și el a murit de tânăr, probabil cam tot de vârsta aceasta? Observați faptul că pasajul ne spune că imediat după ce s-a botezat, Iisus a fost ispitit și Duhul l-a dus în pustie, în locul unde a fost ispitit. Asta înseamnă că ispitele cresc atunci când cineva vrea să se apropie de Dumnezeu și atunci când își practică credința. Am intenția să remarc faptul că evenimentul ispitirii Mântuitorului ridică foarte multe întrebări. Probabil și în mintea dumneavoastră ca și în mintea mea. De ce Duhul l-a dus în pustie pe Iisus ca să fie ispitit de diavolul? Înțeleg că diavolul putea să-l ispitească oriunde, poate chiar în pustie, dar de ce Duhul Sfânt s-a implicat să-l ducă în pustie? Ce scop a avut Duhul Sfânt să-l ducă acolo știind că diavolul va ispiti? De ce Domnul a postit 40 de zile, o perioadă așa de lungă și într-un loc atât de nepotrivit? O a treia întrebare posibilă, de ce a fost greșit faptul că diavolul i-a propus să prefacă pietrele în pâini din moment ce el nu mâncase de 40 de zile? De ce Domnul Iisus i-a răspuns diavolului că omul se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu doar cu pâine? Aș vrea să vă întreb, în ce măsură trece cuiva foamea când citește Biblia? La ce fel de foame se referea Iisus aici? V-am spus puțin mai devreme că predica pe care o rostesc în această dimineață
În primul rând o să fie mai scurtă decât de obicei și în al doilea rând se numește conflictul priorităților, adică priorități aflate în conflict. Adevărul este, dacă ne concentrăm asupra acestei afirmații, este faptul că în viața fiecăruia dintre noi există priorități care se află în conflict. Mintea, inima, conștiința ne spune una, iar trupul, instinctele noastre ne spun alta. Și fiecare dintre ele creează o prioritate, trebuie. Și există o contradicție. În fiecare clipă noi vrem să facem lucruri care se contrazic. Simțim să facem lucrul acela, dar gândim că nu trebuie să-l facem. Firea ne spune să-l facem, Duhul ne spune să nu-l facem. De aceea am numit predica mea priorități aflate în conflict. Cele trei ispitiri ale Domnului sunt cele trei priorități aflate în conflict. Prima dintre ele, prioritățile materiale în conflict cu cele spirituale. Prioritățile materiale în conflict cu cele spirituale. Aici sunt pietrele, fă-le pâine. Și Iisus, Domnul, răspunde, nu trebuie neapărat să le fac pâine, pentru că omul nu se hrănește doar cu pâine. Partea fizică, materială a vieții, nu se hrănește doar cu pâine. Omul are mai mult decât trup. Omul nu este doar un animal. Nu este ca un animal. Omul e o ființă diferită și superioară. Omul se hrănește și cu ceea ce vine de la Dumnezeu, pentru Duhul lui și pentru sufletul lui. Iată dar priorități materiale în conflict cu cele spirituale. Dumnezeu l-a expus pe Mântuitorul Iisus Hristos să fie ispitit de diavolul. Mă înțelegeți? Dumnezeu l-a expus pe Mântuitorul Iisus Hristos să fie ispitit de diavolul. Biblia spune în versetul 1, pasaj pe care l-am citit, Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit de diavol. Duhul l-a dus. În rugăciunea Tatăl nostru, Iisus ne-a învățat să ne rugăm și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Și mulți oameni se miră de ce Dumnezeu ne duce în ispită. Adevărul este că Dumnezeu l-a expus pe Mântuitorul, dar nu Dumnezeu l-a ispitit. Pe Mântuitorul l-a ispitit diavolul. Diavolul l-a ispitit pe Mântuitorul. Duhul l-a dus în pustie, dar diavolul l-a ispitit când era în pustie, dus de Duhul. Satan l-a ispitit ca să transforme pietre în pâine. De ce? Pentru că era foame. E normal ca un om să caute pâine atunci când este foame? Evident. Dar dacă este în ziua postului, mai este normal? Nu. Ei bine, Hristos a postit 40 de zile și cândva în perioada aceasta diavolul l-a ispitit. Cu siguranță ceea ce s-a întâmplat în aceste 40 de zile sunt foarte multe lucruri, însă Biblia remarcă doar cele trei ispitiri. Ele s-ar fi putut întâmpla toate în aceeași zi sau în zile diferite. Nu știm cronologia și nu știm tot ce s-a întâmplat în cele 40 de zile. Biblia remarcă doar aspectul ispitirii Mântuitorului. Mâncarea este una dintre cele mai mari nevoi ale vieții, însă în ziua postului mâncarea nu este o nevoie. Hristos a avut o viață disciplinată, a folosit abstinența și a dat prioritate lucrurilor sfinte, spirituale, în raport cu cele materiale. Și felul în care îi răspunde diavolului dovedește că el dă prioritate lucrurilor spirituale și îi spune diavolului, cu alte cuvinte, sunt într-o perioadă lungă de post, nu-mi trebuie pâine? În perioada asta, sufletul meu, duhul meu este încurajat, este întărit, este îmbărbătat, este motivat. Cu alte cuvinte, este hrănit din cuvântul lui Dumnezeu menționat în Scriptură, nu-mi trebuie pâine. Iată dar priorități aflate în conflict. Aparenta nevoie a Mântuitorului de pâine era de fapt o nevoie de Dumnezeu. El și-a luat o perioadă lungă de post și nu avea nevoie de pâine.
în perioada aceasta se hrănea cu prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. În perioada aceasta își hrănea spiritul, duhul, sufletul. El nu avea nevoie de pâine. Orice om are nevoie de pâine, hrană în general, dar nu în ziua postului. Hristos a postit 40 de zile. El i-a învățat pe ucenici ca autoritatea spirituală pentru a scoate demoni din oamenii posedați, vine în urma postirii și rugăciunii, adică să hrănească spiritul, să hrănească duhul, să hrănească trupul, o perioadă în care renunți la mâncare pentru un scop spiritual. Mântuitorul de câteva ore a mulțit pâinile pentru oamenii care erau flămânzi, însă de data aceasta el nu a prefăcut piatra în pâine, pentru că el era concentrat pe lucruri spirituale. De ce? Hristos a dat prioritate lucrurilor spirituale în raport cu cele materiale. În viața noastră este un conflict puternic între aceste două priorități. Vedeți, avem 7 zile într-o săptămână. Biblia vorbește despre 6 zile ca fiind ale noastre, dedicate muncii, activității pentru întreținerea vieții și a familiei, și o zi închinată lui Dumnezeu, în care ne îndeletnicim cu lucrurile spirituale. Mergem la biserică, ne rugăm, citim Biblia, cântăm cântări de laudă, avem părtășie cu oameni credincioși ca și noi și ne ocupăm de duh, de suflet. Însă sunt și oameni care nu accidental, ci ca stil de viață, se duc și duminica la lucru pentru că nu le ajunge 6 zile. Este un conflict? Da, este un conflict de priorități. Și în viața Domnului a existat acest conflict. Diavolul i-a vorbit despre el, dar Hristos a rezolvat dând prioritate lucrurilor spirituale. În ce măsură reușim și noi să dăm prioritate lucrurilor spirituale? Dumnezeu creează și folosește experiențele vieții pentru a ne învăța lecții importante și urgente în legătură cu viața spirituală. Priviți, vă rog, prima lecție, dependența de Dumnezeu. A doua lecție, prioritatea lucrurilor spirituale în raport cu lucrurile materiale. Lucrurile materiale nu sunt rele, mâncarea nu-i rea, munca nu-i rea, îmbrăcămintea nu-i rea, activitățile normale ale vieții nu sunt rele, însă pentru oamenii credincioși, prioritate au lucrurile spirituale. Atunci când vine vremea lor, oamenii își întrerup activitatea cotidiană, materială, profesională și pur și simplu o lasă deoparte, dedicându-se o oră, o zi, pentru post, pentru rugăciune, pentru biserică, pentru suflet. Diavolul a vrut să strice această balanță din viața Mântuitorului și continuă să facă lucrul acesta cu cei credincioși, spunându-le că nu e importantă rugăciunea de marțea, serviciul de joia, duminica, este încă o oportunitate să mai câștigi ceva bani și să-ți mai rezolvi problemele. Probleme care nu se vor rezolva niciodată, pentru că în timp ce rezolvi o problemă apar alte două. De unde? De la viață. Nu vorbesc împotriva muncii, nici a hărniciei și nici a organizării. Vorbesc împotriva unui dezechilibru în care singurul lucru important sunt lucrurile materiale, iar lucrurile spirituale, pe apucate, după cum se potrivesc. Hristos a fost împotriva acestui dezechilibru și a spus: omul nu trăiește numai pentru pământ, nu trăiește numai pentru hrană, nu trăiește numai să-și umple stomacul. Omul trăiește și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când ies cuvintele acestea din gura lui Dumnezeu? Atunci când ne facem timp în mod concret ca să le ascultăm. Observați, vă rog, prioritatea lucrurilor spirituale. Citesc un pasaj din Deuteronom 8, versetul 3, pasaj la care a făcut referință Hristos la prima ispitire. Astfel te-a smerit și te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, pentru ca să te învețe să trăiești
numai cu pâine, pentru ca să te învețe să trăiești nu numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Noi suntem învățați de viață să trăim numai cu pâine, că în afară de mâncare nu ne mai trebuie nimic. Dar Dumnezeu apare pe scena vieții noastre și ne spune că dincolo de hrană, pentru trupul acesta care se vestejește în 70-80 de ani, există Duhul de viață și sufletul care supraviețuiește morții fizice și care este veșnic. Acesta trebuie hrănit, că altfel nu poate fi veșnic. Sau mai bine zis, nu poate fi veșnic cu Dumnezeu. Pentru a ne maturiza, pentru a ne dezvolta caracterul, Dumnezeu folosește și experiențe inconfortabile. Folosește încercări și chiar suferința. Pentru Dumnezeu este mai important să ajungi în cer și să fii roditor în viața de pe pământ decât să ai o viață ușoară, să te simți bine și să fii mare și tare. Pentru Dumnezeu este mai important. În generația noastră există obiceiul să se creadă că atunci când treci printr-o suferință, Dumnezeu te pedepsește. Însă puțin se gândesc că atunci când treci printr-o suferință, Dumnezeu vrea să te maturizeze, vrea să te crească, vrea să te ducă la o nouă etapă în viață, în slujire, în raport cu Dumnezeu. Asemenea Mântuitorului, fiecare om are pustia lui, pe care Dumnezeu o folosește pentru ca să ne învețe cele mai mari două lucruri. Dependența de Dumnezeu, depindem de Dumnezeu întotdeauna, și doi, prioritatea lucrurilor spirituale în raport cu lucrurile materiale. Lucru unde îl lăsăm, acolo îl găsim. Dar viața spirituală, dacă se vestejește, se răcește, atunci vom cădea din credință, ne vom pierde direcția, ne vom îndepărta de Dumnezeu și foarte probabil că nu ne vom mai putea reabilita. Aceasta a fost prima ispitire. Accentuează lucrurile materiale. Devină un materialist, obsedat de lucrurile materiale și neglijează viața ta spirituală, neglijează relația ta spirituală, personală cu Dumnezeu. A doua ispitire, priorități sociale în raport cu cele divine. Priorități sociale în raport cu cele divine. Aduceți-vă aminte ce a scris apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 2, versetele de la 15 la 17. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă cineva totuși o iubește, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este din lume. Prima oară Domnul a fost ispitit cu pofta de mâncare într-o perioadă de post. A doua oară a fost ispitit în legătură cu lăudăroșia vieții. Urcă-te tu pe strașina templului, când curtea templului e plină de oameni, și sar de acolo. În timp ce tu sari, îngerii te prind să nu te lovești cu piciorul de vreo piatră și vei trece înaintea mulțimei ca un înger al lui Dumnezeu, ca un erou, ca un om special, ca un Superman. Asta l-a pus diavolul să facă, să se laude, să se mândrească, să facă lucruri care îl pun în evidență, care atrag atenția oamenilor, care îl fac important și interesant în fața maselor. Asta a fost toată ispitirea. Pe lângă poftă, lăudăroșie, mândrie, afișare personală. De ce este necesar din punct de vedere al diavolului să se urce pe templu și apoi să sară? Ce om serios face lucrul ăsta? De ce, dacă totuși face asta, se așteaptă ca îngerii să-l prindă? Dacă tot sari, înseamnă că vrei să ajungi jos. În felul ăsta. De ce e nevoie să te ajute îngerii, să nu te lovești? E normal să te lovești când sari după o clădire, nu? Observați câtă lipsă de logică? Și totuși diavolul a creat scenariul acesta pentru ca să-i deschidă mintea Domnului Iisus Hristos cu privire la o metodă în care să devină cunoscut și popular în fața oamenilor. Multe dintre nevoile oamenilor se constituie în situații care îl ispitesc pe Dumnezeu. Multe lucruri dintre cele pe care oamenii le fac au în spate ispitirea lui Dumnezeu. Cum îl ispitesc oamenii pe Dumnezeu? Punându-l în umbră,
în timp ce încearcă să atragă slavă pentru ei. Propunerea diavolului avea intenția să atragă slavă pentru cel care sărea de pe acoperișul templului, o clădire extrem de înaltă, care era tot timpul plină de oameni și oamenii l-ar fi văzut că nu a pățit nimic. Diavolul a încercat să-l expună pe Domnul Iisus sau să folosești resursele lui Dumnezeu pentru avantaje personale. A treia ispitire, prioritatea închinării în fața diavolului și nu în fața lui Dumnezeu. Orice păcat este o formă de închinare în fața diavolului și orice sfințenie și slujire este o formă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Dărnicia e o formă de închinare. Cântarea, rugăciunea, postul, slujirea, orice lucru făcut pentru Dumnezeu, care exprimă sfințenia sau slujirea, sunt forme de închinare. Dar păcatul, prin omitere sau comitere, este o formă de închinare înaintea diavolului. Este adevărat că mulți oameni au fost binecuvântați să administreze bogății mari. Nu toți oamenii trăiesc mediu, adică să aibă ce să mănânce, cu ce să se îmbrace și unde să locuiască, acesta numindu-se strictul necesar. Mulți oameni au fost binecuvântați să administreze bogății, mai multe sau mai puține. Însă, nu toți oamenii au posibilitatea aceasta. De aceea Hristos spunea, dacă ai ce să mănânci, cu ce să te îmbraci și ai un adăpost, o casă, un loc unde să stai, atât îți este suficient. Prețul închinării în fața diavolului este întotdeauna un avantaj material sau trupesc. De aceea răspunsul Mântuitorului a fost aspru ca și ispita și i-a poruncit diavolului să plece. Stimați prieteni, în încheiere vreau să vă amintesc faptul că noi, ca și Mântuitorul, am fost, suntem și vom fi ispitiți. Nu există nicio zi din viața unui om viu în care să nu fie ispitit. Ispitiți să-L neglijăm pe Dumnezeu, acordând prioritate lucrurilor materiale. Rămânem în mintea noastră credincioși, dar nu ne mai practicăm credința, pentru că nu ne mai ajunge timpul, fiindcă dedicăm prea mult timp pentru pământ și prea puțin pentru cer. Ei bine, diavolul este bucuros când reușește să facă lucrul acesta cu un om și a încercat să-l facă și cu Domnul Iisus. Apoi, ispitiți să ne mândrim cu lucruri spirituale, punându-L pe Dumnezeu în umbră și luând noi slava. Și în al treilea rând, ispitiți să ne închinăm diavolului pentru foloase materiale și trupești, fără să ne mai închinăm lui Dumnezeu prin sfințirea vieții și prin slujirea semenilor. Aceste trei forme de ispitire, diavolul le face cu fiecare om și le-a încercat să le facă și cu Domnul Iisus. Însă de fiecare dată Mântuitorul, în primul rând, a conștientizat riscul propunerii diavolului și apoi i-a răspuns din Scriptură, spunând care este voia lui Dumnezeu. Și noi, ca și Mântuitorul, trebuie să ducem o viață echilibrată. Avem nevoie de hrană, de îmbrăcăminte și de casă. Însă dobândirea acestor lucruri nu trebuie să ne ia timpul care este dedicat lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu care este în noi și ne luminează mintea, conștiința, trebuie să ne facă selectivi, să nu cumva să furăm lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu, timpul lui Dumnezeu în viața noastră, banii lui Dumnezeu în buzunarul nostru. Trebuie să fim cinstiți și demni, să nu renunțăm la Dumnezeu, la manifestarea închinării noastre în fața Lui, doar pentru faptul că vrem să mai facem încă un lucru material care mâine va arde. Este nevoie să fim harnici și să muncim cât putem de mult, să avem ce ne trebuie și să avem să-i ajutăm și pe alții care nu au. Dar trebuie să avem discernământ și limită când vine vorba despre nevoia de a ne închina în
metoda convențională pe care o are un om în biserica de căreia îi aparține, trebuie să punem deoparte, lăsând la o parte orice activitate profesională și orice muncă pentru a veni să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Când venim să ne închinăm, nu pierdem, câștigăm. Nu pierdem, câștigăm și nu câștigăm puțin, câștigăm mult. Iar atunci când nu venim, pierdem și pierdem mult. Stimați prieteni, este important să ne aducem încă o dată aminte de marele erou care într-un mod desăvârșit l-a biruit pe diavolul, dând prioritate lucrurilor spirituale și făcându-le la timpul lor pe cele materiale, făcând diferența între ele. Apoi, renunțând la situațiile în care se poate afișa, se poate pune în evidență, prin lăudăroșie, prin mândrie, dându-și importanță publică, socială, Domnul Iisus ne-a învățat că slava este doar a lui Dumnezeu și unul singur este vrednic de ea. Noi trebuie să trăim în modestie. Noi trebuie să fim smeriți. Nu să ne afișăm și să facem caz de realizările noastre, de lucrurile pe care le-am dobândit, intelectuale, profesionale, materiale sau de altă natură. Și în al treilea rând, trebuie să nu uităm că sfințenia și slujirea sunt închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Absența acestora în prezența păcatului este o închinare înaintea diavolului. Aceste trei ispite se repetă în fiecare zi în viața noastră, dar noi, ca și Mântuitorul, trebuie să spunem întotdeauna: pleacă de la mine, Satano, pentru că Biblia spune altfel, nu așa. Dacă vom avea acest discernământ inspirat din Scriptură, dacă vom avea această disciplină și acest echilibru între lucrurile spirituale și între lucrurile materiale, ele ambele sunt necesare, însă fiecare la timpul lui și la locul potrivit. Atunci vom fi niște creștini roditori, niște creștini maturi, în stare să-L servim pe Dumnezeu cu rod, cu eficiență. Nu să fim niște victime în mâna diavolului care ne manipulează cu strălucirile lumii acesteia pe care ni le promite și uneori nici măcar nu ni le dă. Aș vrea să încheiem serviciul divin cu o rugăciune în care și dumneavoastră ca mine să stăm în fața lui Dumnezeu și să ne întrebăm: în ce măsură am probleme la prima ispitire? Neglijez lucrurile spirituale în favoarea lucrurilor materiale? În ce măsură? Cum voi avea eu împărăția lui Dumnezeu dacă fug de ea? Și dacă tot o pun în hold, tot o amân, astăzi nu am timp pentru că, mâine nu am timp pentru că, de fapt, eu nu-mi fac timpul. Apoi, în ce măsură ne-a mușcat șarpele mândriei și tot timpul ne băgăm în față și vrem să devenim cât mai importanți în ochii oamenilor? Și în al treilea rând, în ce măsură pierdem din vedere nevoia de a ne sfinți viața în mod real, autentic, și nevoia de a servi ori de câte ori avem oportunitatea? Pentru că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Iar Mântuitorul Hristos ne este pildă. Oamenii lui Dumnezeu, vă chem și pe dumneavoastră, ca pe propria mea conștiință, să stăm în fața Domnului și să ne rugăm. Iar Duhul Sfânt, care e prezent în noi și între noi, în această părtășie a credinței, să ne binecuvinteze cu o conștiință puternică, care să renunțe la lucrurile nesănătoase, la dezechilibru, și să accentueze punând în ordine prioritățile pe care le menționează Scriptura. Haideți să ne rugăm, dragii mei!